Deputatul Dan Păsat a fost subiectul numărul 1 ieri în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. De fapt, membrii comisiei au discutat cererea DNA de arestare a lui Dan Păsat, la final această cerere întrunind 10 voturi pentru, 8 împotrivă și 4 abțineri. Dezbaterile nu au fost publice pentru că așa prevede regulamentul Camerei Deputaților, dar Dan Păsat a fost prezent pentru a susține cauza. Avizul din partea Comisiei Juridice este consultativ, decizia de aprobare sau respingere a solicitării DNA urmând să fie luată în plenul Camerei. În noiembrie anului trecut, ministrul Justiției Cătălin Predoiu a transmis Camerei Deputaților solicitarea formulată de Direcția Națională Anticorupție privind înconființarea reținerii și arestării preventive a deputatului PDL de Giurgiu Dan Păsat. Deputații din Comisia Juridică au decis atunci să amâne discutarea solicitării DNA, Dan Păsat explicând că are nevoie de timp pentru a studia dosarul și pentru a-și pregăti punctul de vedere. Potrivit unor surse din PDL, la întâlnirea pe care Traian Băsescu a avut-o luni 31 ianuarie cu parlamentarii și conducerea acestui partid, șeful statului a apreciat că ar trebui ca cererea DNA cu privire la deputatul Dan Păsat să fie avizată. Deputatul PDL este cercetat penal pentru șantaj și corupție, fiind acuzat că în perioada 2009-2010 a făcut uz de funcția de parlamentar și de cea deținută în cadrul organizației județene Giurgiu a PDL pentru încheierea cu mai multe primării din județul Giurgiu a unor contracte de achiziții publice. Acestea au fost derulate prin firma pe care Dan Păsat o deține, SC Prod Invest SRL. În baza contractelor, Dan Păsat ar fi vrut să obțină beneficii necuvenite pentru sine sau pentru persoane apropiate, se arată într-un comunicat al DNA. Astfel, s-a dispus urmărirea penală față de Dan Păsat în legătură cu două infracțiuni de șantaj și cu alte infracțiuni de corupție, fiind incluse aici și activități incompatibile cu funcția publică deținută de către deputatul PDL.